După mii și mii de kilometri am ajuns în sfârșit în satul Bunicu. Of, cât am mers, cât am avut de mers. Acum nu mai știu exact unde stătea, dar cred că aici undeva la dreapta, deși berzele pe căldura asta nu mai pot să merg ora 8 jumate și totuși e o căldură infernal, insuportabilă și strada asta mi-aduce multe amintiri. Știu că undeva mai în fază stătea bunicul, iar dacă nu știți povestea, e bine, cu câteva luni în urmă bunicul meu a plecat, nu mai este printre noi și mi-a lăsat mie ferma lui, așa că am luat decizia să mă mut de la oraș, să vin în sat aici, să mă ocup de fermă și să devin un agricultor, cum era și el, un fermier mai bine zis. Și sunt tare curios să văd ce... Uite, biserica, e slujba la biserică, lol. Văd că au renovat foarte, foarte mult satul de când am plecat. Eu, eram mic copil și nu mai știu, nici asfalt nu era, erau mai pietriș de asta, așa. În fine, în orice caz, parcă pe aici, pe undeva, stătea la casele astea de aici. Și sunt tare, tare curios să văd ce ne-a lăsat bunicul, ce mi-a lăsat bunicul ca și utilaje și ce o să lucrez eu. Se pare că, da, n-am cum să nu recunosc gardul ăsta și căsuța asta mititică, mai ales garajul ăsta. Ia uite, văd că l-au vopsit, au făcut un verde cu maro, înainte era albastru, tot cu alb. Uite și un ursuleț sau un iepuraș care nu știu ce face acolo. Avem și o moară, moară de asta, o elice cum s-ar zice, uite niște mere. Și fac o mică paranteză, cam asta a fost introducerea, dar hai să facem o mică paranteză. Bun, vine la o nouă serie de Farming Simulator 22, și anume ferma lui Bunicu. O să încerc să fie cât mai roleplay într-un fel. Începem cumva de la zero și cumva de la zero încerc să fac o mică povestioare și să pun monopol pe satul ăsta. În fine, revenim, închidem paranteza, ați înțeles care este ideea. Dacă vă place, susțineți-mă acolo cu un like și cu un share și bineînțeles cu un subscribe și poate că o să mai fac videoclipuri de genul dacă vă place. Bun, să revenim. Văd că a lăsat poarta deschisă bunicul sau cei care au fost. Da, leagă, nu mi-aduc aminte de leagă, mamă, ce mă mai dădeam, uite aici niște floricele. Mă, văd că e destul de întreținută curtea. Aici nu știu ce e, o capră, ceva, o măsuță care vii și bea aici berea fain frumos seara, o fântăniță. Ultimul topositoare de asta și-a luat bunielul. Haide, m-am blocat pe aici. Avem contorul, nu contează, îl dăm peste cap. Ia să vedem. Uite, văd și acolo o dace. Sunt curios dacă mai pornește. Are o bicicletă, rufele, gospodar. Rămas gospodar. Aici nu știu ce avem. Ok, probabil. Asta e cușcă de aia pentru găini. Cușcă, auzi, puteți. În fine, o să ne luăm și găinușe. Bă, e destul de ținut și floarea soarelui. Alt pomișor. Uite, da, ce am de când eram eu copil. Ce bine arată așa. Acum arată bine și când eram eu copil și veneam la bunicu. Arăta foarte, foarte bine și arată în continuare. Sunt tare curios să văd dacă mai pornește, dar momentan nu o să o lăsăm. Vreau să mai explorez pe aici, să văd ce ne-a lăsat. De bani ne-a lăsat 45.000 de euro, 757. Dar eu zic că ne este de ajuns. Avem aici o remorcuță destul de faină. Cred că asta a fost ultima achiziție înainte să ne părăsească. Strautman, foarte bun, foarte bun, cred eu. Avem aici o combină, un top liner. Oh, foarte bine, foarte bine. Deci avem cu ce să ne facem treaba. Un mic garajel și cam asta este terenul nostru, casa noastră. Dar nu cred că are headere. Ok, o să mai explorăm puțin pe aici. Avem și un tractoraș. Oho, frumos, frumos, frumos. Frumos, un buhăr de asta, frumos, frumos, frumos. Să vedem că sclopțării pe motorină pe el. Pac, 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 frumos din interior. Decent, decent, decent. Aici avem un silos destul de vechi. Probabil să-l schimbăm pe viitor. Dar trebuie să facem bănuți. Văd că ne-au lăsat în el niște soia și niște grâu. 5 tone de fiecare. Asta este foarte bine că putem jongla cu ceva. Și haideți să vedem ce terenuri ne-a lăsat, ce terenuri avea de fapt. Vedem că are terenul
avem terenul 21 și 24, 21 se află în spatele casei și 24 undeva pe aici printre vecini, dar o să-l găsim noi. Sunt tare curios. Ok, maze, asta cred că e porumb ceva. Și asta din spate cu cartofi, noi cu cartofi, cu sorg. Foarte bine, foarte tare. Asta vedem care este de recoltat, apare niciunul. Hai, n-am scăpat. Ideea este în felul următor. Să vedem dacă nu-l lasa cu datorii, că dacă nu-l lasa cu datorii, o să fie și mai greu. Nu, nu avem nicio datorii, este foarte, foarte bine. Ideea este în felul următor. Haideți să vedem utilajele, dacă mai pornesc, dar sigur pornesc, n-au de ce să nu pornesc. În primul rând și în primul rând vreau să vă trag tractorașul, ia să vedem, îi dau ok. A pornit, scârție puțin, dar a pornit. A pornit. Și merge, e ok, e ok. Bun, îl oprim. Să vedem și combina. Ia, pornește. Cam greu, a pornit, nu știu de ce au pus-o așa strâmb. Nu contează, o să o lăsăm și noi la fel. Dar cireașa de tort, vorba aceea, este Dacia. Hai să vedem Dacia care a stat aici mult timp. O, de ce interior frumos are. Ia, stați să dăm din first part, din de afară. Ia uzi-o. A pornit. Ia să mutăm. Opa. Hai să o scotem de aici totuși, să facem o mică plimbare cu ea. Paru ceva, avem de toate. Nu știu cum a băgat-o. Opa, frâne nu prea are. Frâne chiar nu are. N-are nimica. Din interior, ce m-am... Ia, iau. Exact cum o țin eu minte. Să când intrăm undeva. Și cu ceasurile astea în dreapta. Deci bordul ăsta mi-a plăcut de când eram copil. Să ținem și noi farurile. Așa, să facem o mică plimbare prin sat. Bun. Să-mi aduc aminte ce și cum. Haideți totuși să mergem la teren. La terenul la 24 din spate. Oho, dar vezi cum că merge. Merge bătrânioara mea Daci. De fapt, Daci lui bunicul. Avem aici niște terenuri, niște lemne. Fain, frumos. Cred că aici la dreapta. Da, aici. Foarte tare, foarte tare. Abia aștept să luăm toate terenul și vecinii să nu mai aibă absolut nimic. Aprind, cred că ăsta e terenul nostru. Nu? Asta, hai să ne uităm puțin pe hartă. Da, terenul ăsta este. În curs de creștere, productivitate potențială 100%, așteptată 64. Este ok, terenul ăsta nu este absolut deloc plantat. Și mai avem o ieșire pe acolo. Foarte, foarte tare. Hai să vedem, intrăm puțin, facem off-road cu Dacia. A, să vedem ce poate bătrânica. Pac, pac, pac. Da, e un teren ok, avem și pădure. Cred că pe viitor, când o să strâng niște bani, o să mă bag pe pădure, pentru că am înțeles că în sat aici merge afacerea cu lemnele. Avem ceva aici, fain, frumos. Bă, îmi place până acum. Chiar mi-aduc așa ușor aminte despre sătucul ăsta. Oamenii nici nu știu dacă mai sunt aceiași vecini. Ăsta s-a mai renovat. În fine, biserica care se știe. Alt vecin. O mare parte a rămas cam la fel, numai că s-a modernizat așa puțin câte puțin, un asfalt, una aia. Văd că vecinul aici avem concurență cu el, n-a problem. În 2-3 luni știi cum te fac. Terenurile îmi plac extraordinar de mult, exact cum ne știu. Avem aici niște, ce avem? Stâlp. În fine, hai să mergem înapoi la ferma lui Bunelu. Și sunt tare curios să văd dacă a pornit GoPro-ul. A pornit GoPro-ul, aia zic. În mare parte nu am ce să fac. Deci nu am ce să fac, că este luna august. Trebuie să aștept porumbul să crească. Cred că încă o lună de zile sau la început de septembrie. În fine, ideea este în felul următor. Cred că o să fac o mică achiziție. Și dacă tot sunt cu Dacia, o să iau un header pentru porumb și sorg. Sau nu știu, depinde să vedem acum ce bani am.
De fapt, ce bani este Heatherhook? Eu am niște bănuți strânși acolo. Asta este foarte bine că n-am nicio datorie. Era să dau acolo. Ideea e felul următor. Haideți să vedem ce putem găsi noi ca și... Deci o mașină de recoltat. Pam, pam, pac. Configurează. Combinație aici. Combinație. Una cu cât 6 metri. Cred că una de 6 metri e perfectă. E scumpă. Enorm de scumpă. E bine știut. Bun. Hai să o luăm pe asta. O să o cumpăr. Asta e 30.000, o să le închiriez că nu am cum, decât asta o să o cumpăr. Atât, că 1.000 de euro ne permitem fără nicio problemă. Și să mă uit când trebuie recoltat porumb. Porumbelul, porumbelul, ia porumbul, cât e calbă mai repede se recoltează soia, din câte văd. Ok. Hai să nu uităm să nu... Asta este porumb aparent, în octombrie, noiembrie. Și soia tot pe acolo. Ok. Pe teren, nu? Verificăm că nu știu. Sorg. Eu am sorg. Nu am soia, am sorg. Nu văd sorgul. Voi îl vedeți? Sorgul. Uite-l aici. Aparent în septembrie. Deci, este clară treaba că o să închiriem prima și prima dată o... un header de... care să se potrivească, mă scuzați, îmi pleacă vocea, dar e foarte, foarte cald. Foarte cald afară și... mai greu cu camerele. E foarte cald în ultima perioadă, dar am mai avut chef să filmez absolut nimic, am avut și treabă. O să am de acum acolo și... Aici o să facem o mică românească. Perfect. Ia să vedem. Dacia mea are putere. Are, mă, nu o simte. N-are nicio treabă. În fine, deci cum ziceam, băi, e cald afară, foarte cald. 35 de grade, 34, 33 de grade. N-ai ce să faci dimineața, răcoare. Abia mă trezesc. Seara, ce să mai fac seara? Mă duc alea până oraș după ce am muncit. Dacă e să fi muncit ceva și nimic. În fine. Nu știu ce este cu vocea mea. În neregulă. E puțin cam ciudată. Să mergem o leacă mai încet că... Văd că s-au lăsat. S-a lăsat puțin pe spate. Bun. Deschidem aici poarta. Pac, pac, pac. Fără să deranjez eu pe nimeni. Văd că bejul ăsta, cred că e un bej, s-a păstrat în timp. Și sunt tare curios. Uite și pe asta trebuie să deschidem. Sunt tare curios dacă pot să îmi iau o Dace, o un papuc, pentru că ăla m-ar ajuta mult mai mult. Și Dacia asta s-o țin așa mai mult de, știi, pac, pac, mai plimbăm de colo-colo. Dezavantajul la Dacia asta, bunelul, nu cred că am mai avut timp de ea în ultima perioadă și nu are frâni bune. Lăsăm aici. Și destul de joasă, dar na, de început ne facem treaba așa cum putem. Și eu o să o parchez momentan aici pentru că... Da, las-o aici, că nu e nicio problemă. Bun, mă uiți, ne vedem în următoarea zi din ferma lui Bunelu, ferma lui Bunicu și... Da, sper că v-a plăcut acest gen de videoclip. Încerc să fie cât mai... realist cumva, să facem toate procedurile cât mai reale, cum e viața reală, că na, cum am luat eu acum, ăsta nu pot să-l iau în viața reală, înțelegeți voi. Și dacă vă place ideea asta, susțineți-o cu un like și eu v-am lăsat baftă.